Un culcuș cald, asta face pisicile să se simtă bine. Dacă pisicii îi place să doarmă în brațele tale, atunci sigur are încredere în tine. Pisicile sunt mai receptive dacă stăpânile vorbesc ca unor bebeluși și ignoră comenzile atunci când aceștia folosesc somnul obișnuit. Majoritatea oamenilor adoptă automat un ton blând atunci când vorbesc cu animalele sau cu copiii, deși cercetările anterioare au sugerat că acest tip de comunicare ar atrage atenția câinilor. Nu se știa despre care ar fi reacția pisicilor când li se vorbește astfel. Pentru a investiga, Charlotte și colegii de la Universitatea Paris au analizat reacțiile a 16 pisici la uzul unor propoziții preînregistrate ce au fost rostite de stăpânilor sau de străini. Cercetătorii au observat că pisicile nu au reacționat când un străin le-a strigat numele, însă când proprietarul lor a făcut-o, 10 dintre cele 16 pisici au manifestat schimbări care sugerează o atenție sporită. De asemenea, pisicile au arătat mai multe semne de interes atunci când și-au auzit stăpânul rostind propoziții pe un ton folosit de obicei pentru a se adresa pisicilor, dar nu și atunci când un străin a folosit același ton sau când stăpânul lor a rostit aceeași propoziție ca și cum s-ar fi adresat unui om adult. Având în vedere aceste constatări, Demuzon spune că stăpânii de pisici nu ar trebui să se simtă jenați că vorbesc cu animalele lor de companie în acest fel. Și eu vorbesc cu pisicile mele ca și cum ar fi copii și ele chiar îmi răspund, a spus ea. Ele înțeleg că le acordăm atenție.